Pe principiul unde dai și unde crapă, muncitorii care lucrau în apropierea unui drum din Constanța sunt considerați vinovați pentru un crater de 7 metri apărut în asfalt. În timp ce instalau în pământ o rețea de cabluri electrice, ar fi spart o conductă de refulare. Apa s-a extins până la șosea, iar asfaltul a cedat. Mai multe mașini au fost avariate după această eroare. Craterul de 7 metri a apărut pe drumul județean 226 la ieșirea din orașul Năvodari către localitatea Lumina. Veneam dinspre Năvodari și efectiv în față aveam un tir și am observat foarte, foarte târziu, după tir imediat să iau repede banc de volan, că altfel intram și eu în groapa aia ca toți alții. Erau două mașini în fața mea și le-am evitat și pe ele, că au luat înaintea mea groapa și noroc că n-am intrat în plin. Patru mașini au fost avariate. Ce stricăciune aveți la mașină? Două genți, două cauciucuri și baia de ulei. Dacă se ridică pagubele? La 2000 de lei el, că n-avea. Sunteți șocat? Da, îți dai seama că așa ceva nu se întâmplă. Muncitorii care lucrau în apropierea drumului ar fi spart o conductă de refulare a apelor uzate, iar în urma infiltrațiilor, pământul s-a lăsat. Asfaltul a început să cedeze în această dimineață, bucată cu bucată, ajungându-se la o fisură de 7 metri lungime. Lucrările respective sunt avizate de către compania de apă, dar prin condițiile impuse prin acest aviz, el avea obligația să picheteze zona pentru poziționarea exactă a rețelelor, să solicite asistență tehnică pe perioada desfășurării tuturor lucrărilor. Din păcate, niciuna din condițiile impuse prin aviz nu a fost respectată. Daunele, așa cum este specificat și în aviz, să fie suportate de către constructorul neglijent. Șeful muncitorilor nu a putut să ofere detalii legate de situația apărută. Nu știu nimic. Acum am venit, nu știu nimic, nu pot să vă dau detalii. Nu au văzut conducta? Poftim? Nu au văzut conducta de refulat? Drumul a fost închis pe ambele sensuri. Știți de ce este închis? S-a format un crater mare acolo. Unde trebuia să ajungeți? Drumul județean este unul intens circulat, dar până la remedierea problemei vor fi folosite rute alternative. Anunțarea marelui pelerinaj de la Iași la moaștele Sfintei Parascheva dă startul micilor pelerinaje care încep înainte caracla să fie scoasă în curtea mitropoliei. Grupuri de credincioși din toată țara merg în această perioadă să se închine cu gândul să evite aglomerația de săptămâna viitoare. Am venit să prind, că cine știe, atunci ai prea multe lume și mai multă îmbuzeală și stăm vii acum ca să prindem rând. M-am visat într-o zi, o zi să vin la Iași și de atunci am venit tot timpul. Curtea Catedralei din Iași a fost plină astăzi, chiar dacă pelerinajul nu a început oficial. Noi am venit în fiecare an așa, pentru că nu putem la ziua ei să venim, pentru că suntem și de departe și nu-i de asta, dar nu avem o problemă cu aglomerația. Oamenii vin de la sute de kilometri. Astăzi au așteptat aproximativ o oră. În timpul pelerinajului ar fi petrecut cel puțin 12 ore. Am venit cu autocarul, cu preoții de la noi din sat și sunt mai multe persoane. Am venit să ne rugăm la Maica Paraschiva. Când am mai venit nu era chiar așa multă lume, era mai puțină, dar asta e, odată așa, odată așa. Am luat flori ca să dăm pe la dânsa și să punem în casă, la icoană, că așa se face. Dăm la copii, le-am cumpărat florile. Preoții au observat că de la un an la altul e tot mai mare numărul celor care preferă să vină să se închine înainte de sărbătoarea propriu-zisă. Nu sunt pelerini în sensul dogmatic al cuvântului, ci credincioși, și nu e nimic greșit în asta. Se înregistrează un fenomen pe care l-aș identifica undeva în istorie, în perioada interbelică, atunci când toată luna octombrie era pelerinaj la Iași. Dintr-un anumit punct de vedere, putem spune că este pelerinaj în fiecare zi aici la Catedrala Metropolitană. Între timp se fac pregătiri pentru sărbătoarea care va aduce în oraș în doar o săptămână aproape 500.000 de vizitatori. 50, 51, 52, 54, 56, 57 pe rând ar fi fost, dar noi mai completăm. Luăm de pe unul și de pe celălalt. Astfel încât să umple. Da, să umplem. Dar merg pe diferite culori. Din sere pleacă mașini încărcate cu flori care vor împodobi zonele centrale ale orașului. Angajații primăriei îngrijesc peste 200.000 de plante. E mult de lucru. După cum se observă, trebuie îmbrăcat cât mai frumos, apoi colorat, îmbrăcat cu flori pentru a-l înfrumusețea. Vom avea de lucru vreo 4-5 zile. Noi ne-am apucat de 2 zile. Pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva va începe marțea viitoare, când racla va fi așezată pe baldachinul din curtea mitropoliei, unde va rămâne până pe 15 octombrie.
În magazin a apărut un nou tip de client cunoscut și ca vânătorul de oferte. Sunt acei oameni care își fac bine temele înainte să plece de acasă, studiază toate ofertele și trec pragul mai multor magazine într-o singură zi în goana după cele mai mici prețuri. Chiar dacă asta înseamnă să străbată capitala de la un capăt la altul. Îi vedem peste tot la rafturi în căutarea promoțiilor. Sunt clienții călători, dispuși să alerge de la un magazin la altul, fără să țină cont de distanțe ca să găsească produsele cele mai ieftine. Au oferte, uite, asta e, peste tot e 5,50 lei. Aici ai 4,39 lei. Asta e mozzarella pe care eu special vin să o cumpăr. S-au scumpit acum toate și vânezi prețuri eticheta galbenă lipită, 50%, și promoții, asta se întâmplă după amiază în general, și fac așa un tur la magazine și ce găsesc ofertă, cumpără mama, deci eu sunt fan promoții. Ca să se descurce în hățișul ofertelor, această doamnă străbate capitala de la un colț la altul. Merg în mai multe magazine, văd diferența, ofertele, comparație și mă uită Dumnezeu până ele. Din Floreasca în Titan. Foi din Titan vă mai duceți? Unde ați mai mers acolo? Până Dristor. Pe lângă broșurile promoționale sau aplicațiile care le arată ce produse mai sunt la ofertă, din kitul clientului călător nu trebuie să lipsească abonamentul pentru mijloacele de transport în comun. Cu doar 80 de lei, oamenii pot călători liniștiți de la un magazin la altul, fără să țină cont de poziționarea acestuia. Cei mai mulți nu stau în trafic la semafor consumând litri de combustibil, ci în stațiile de tramvai sau de autobuz cu sacoșe sau cărucioare. Mergem la cumpărături, da. Am și sacoșa. Pe cum? Păi plec așa? Da, mergem la doamna Ghica, la Tăiul Doamnei, acolo la Gherase, mergem la Dobroiești și Corentina. Unde găsesc promoții acolo, mă? Uite, la salariul meu, la 20 de milioane salariul, ce să fac? Fac vreo oră și până la Dobroiești. Am fost la obor, am făcut cumpărături și mă duc acasă. Da. Unde e locuit? A, tocmai pe Chitila. Un pic mai convenabilă, dar găsim de toate. Față de piețele de cartier, alea sunt și mai scumpe. Clientul călător face parte din categoria celor orientați spre prețurile mici, spun retailerii, iar numărul lor a crescut de când inflația a explodat în țara noastră. Facturile la întreținere ar putea crește simțitor pentru bucureșteni. Începând cu iarna aceasta, primarul Nicu Jordan vrea să scadă subvenția la căldură acordată de municipalitate, lucru care înseamnă că locuitorii orașului ar scoate mai mulți bani din buzunar. Edilul pune această măsură pe seama faptului că o parte din rețeaua de termoficare a fost reabilitată. Ar putea urma o iarnă grea pentru locuitorii capitalei. Pe lângă toate scumpirile și prețul la căldură s-ar putea majora. Situația de fapt este că gigacaloria costă 1000 de lei. Din 1000 asta de lei, bucureștenii plătesc 330 și primăria plătește diferența de 670, bineînțeles, tot din impozitele și taxele bucureștenilor. Primarul capitalei dă de înțeles că și-ar dori să scadă valoarea subvenției. Am făcut o simulare plecând de la presupunerea că prețul la gigacalorie plătit de populație ar crește la 400 de lei fără TVA. O familie din București consumă în medie 2 gigacalorii de agent termic într-o lună de iarnă. Calculele ne arată că sumele plătite lunar doar pe căldură ar putea crește și cu 200 de lei. Non-stop căldură și creșterea de 25% va rezulta o factură numai la agentul termic pe lună de iarnă între 1000 și 1100 de lei. Ceea ce este nu enorm, ci strigător la cer. Mai adăugăm în jur de 200 de lei și celelalte utilități, asta înseamnă 1200-1300 de lei pe lună. Adică jumate din venitul net al unui muncitor. Foarte scump, foarte scump. Enorm de scump. Pentru toată lumea, și pentru tineri și pentru bătrâni. Subvenția acordată de primărie ar trebui să scadă pe măsură ce rețeaua de termoficare este reabilitată. În mandatul lui Nicu Jordan au fost schimbați 285 de kilometri de conducte, care însă reprezintă mai puțin de 10% din întreaga rețea. Îmi pare că și dacă nu reabilita, tot mărea preț. Nu e bine deloc. De exemplu, cu ce contribuie să scumpească, să producă aceeași gigacalorie ei? Cu ce contribuie? Din condei. Să zicem că azi am avea toată rețeaua reabilitată.
atunci acea 1000 de lei n-ar mai fi 1000 de lei, ar fi undeva la 700-750 de lei. Din cei 3500 de kilometri de conducte care trimit căldură în casele bucureștenilor, jumătate sunt mai vechi de 25 de ani. Avântul europenilor după comenzile pe platformele chinezești determină Comisia Europeană să ia măsuri. O taxă vamală ar putea fi pusă pe coletele sub 150 de euro. Asta nu-i sperie pe vânătorii de chilipiruri, care spun că vor găsi soluții să strângă comenzi mai mari de atât. Deci mi-aș comanda aceste șosete foarte drăguțe, așa tomnatice. 9 lei. Bianca recunoaște că se numără printre vânătorii de produse vândute ieftin pe platformele cu produse din China. Nu e lună să nu procure câte ceva. Foarte multe accesorii pentru telefoane mobile, accesorii pentru mine, cercei, coliere, din astea briz-brizuri, și șosete mi-am mai luat din nou la un preț de nimic, când aceeași pereche de șosete în mall e, nu știu, mult mai scump. Multe sunt la prețuri de chilipiri, spune tânăra. În plus, transportul e gratuit, astfel că la poștă vin coletele pe bandă rulantă. Și pe stradă, dacă te duci, mai că nu-i român să nu aibă ceva cumpărat de pe vestitele platforme. Ai ceva accesorii de pe Shein? Da. Ia, se vede. Doar bentița asta am pe mine, atât. În rest, și eu mai am un cercel, atât. Și cât te-a costat? Bentița 3 lei și cercelul, nu știu, 5 lei. Eu am husa de la telefon, care a costat în jur de 15 lei, cred. În general, cam ce vedeți pe mine sunt luate de pe la ei. Se estimează că românii dau peste 10.000 de comenzi zilnic pe cele două site-uri. Cumpără haine, accesorii electronice și diverse lucruri pentru casă. Îmi iau dărea de strâns pantalonii, că îmi cade pe mine. Așa. Și de legat părul. Și cam atât. Cam de câți bani îți comandești? Vreo 400-500 de lei. Fenomenul a luat amploare și în alte state ale Uniunii Europene. Tocmai din acest motiv, Comisia Europeană vrea să impună o taxă vamală. Clienții ar putea plăti în plus o taxă vamală cuprinsă între 4 și 17% pentru toate coletele care valorează mai puțin de 150 de euro. Devine tot mai evident că pe piața europeană intră produse care nu sunt taxate și care fac concurență neloială produselor care sunt vândute sau realizate la nivel european. Valoarea tranzacțiilor se ridică la aproximativ 2 miliarde de euro. Deci vorbim de un impact bugetar foarte mare. Asta nu-i va împiedica pe împătimiți să-și facă plăcerile nevinovate în continuare. Mulțumim, Comisia Europeană! O să comand în continuare, nu mă opresc pe mine să comand în China. Baftă! Când ne dăm comandă, ne strângem 2-3 prieteni, băi, tu ce vrei de pe Temu, tu ce vrei de pe Shein, și se strânge suma respectivă. În România, cele două platforme au intrat și în atenția protecției consumatorilor după ce mulți s-au plâns că s-au lovit de neplăceri cu comenzile. Prețurile tot mai ridicate la articolele vestimentare, fie în centre comerciale, ori în magazinele online, îi determină pe unii consumatori să caute alternative, cum ar fi magazinele second hand. De pildă, la Turnul Măgurele, oamenii se adună de la 4 dimineața pentru a sta la coadă în fața unui astfel de magazin. Și asta pentru a fi sigur că vor prinde cele mai bune articole. Ceea ce tocmai ați văzut se întâmplă în fiecare sâmbătă la Turnul Măgurele. Un magazin second hand a reușit performanța de a-i face pe oameni să vină parcă în pelerinaj la ei în ziua de marfă. Coada se face cu mult înainte de deschidere, iar angajatele intră în focul pregătirilor. Rutina de dimineață, așa se întâmplă de fiecare dată când ajungem. Ce facem? Live. Minutele se scurg, la fel și răbdarea oamenilor. Nici nu se crăpase de ziua că Petruța și Valeria erau deja cu mâna pe clanță. Cât ați venit, doamnă? De la 4. De la 4 v-ați spus aici? De la 4 sunt aici, da. Și ce așteptați să cumpărați? Ce găsim? Genții, pături, îmbrăcăminte, încălțăminte, de toate. Mai sunt 5 minute. Sunt puțin agitată, sincer. Noi suntem clientele fidele. Manechinele sunt dezbrăcate cât ai zice chilipiri, iar oamenii par să nici nu se mai uite pe ce pun mâna. Doamnă, ce să fac? Uite, mi-au și o geantă, doamnă. Vreau să-mi iau o geantă, că mă duc în Germania. Păi da, așa e.
Uite, mi-au și pe ăștia pantalonii ăștia. Pentru mine caut intime din astea, mai vreau bluze. Bani să avem, că noi le-am luat pe toate. Abia după vreo oră, spiritele se mai liniștesc. Le zărim pe cele mai matinale doamne afară pe o bancă. Par satisfăcute de achiziție. O pătură groasă, una subțire, încă una groasă și o geantă aici. Și acolo... Aici am două pădurici de alea subțiri și o gentuță. A fost un succes. Da. Am mai luat și aer. Magazine din același lanț sunt deschise în mai multe zone ale țării și peste tot aceeași nebunie. La asta a contribuit și TikTok-ul, unde sunt mereu live. Au vândut până și rochii de mireasă. De la firme, pusuioc, măi. Am văzut că oamenii de multe ori nici nu se mai uitau pe ce puneau mâna. Da, s-au obișnuit așa, ei când văd pozele deja le intră adrenalina, nu pot să mai dorm noaptea, vin de la 5 dimineața. Pe viitor, reprezentanții magazinului își doresc să deschidă și un magazin în București, pe lângă cele 20 deja existente în țară. News Time se oprește aici. Sunt Radu Andrei Tudor, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Canal de 2 să aveți o seară așa cum vă place. Începând cu ora 23, intră în vigoare un cod galben de intensificare ale vântului care afectează Banatul, sudul Crișanei și Carpații meridionali. La noapte, în Banat, Crișana, Maramureș și în zona Carpaților occidentali, cerul va avea norări accentuate și va ploua. Cantitățile de apă pot depăși 15 litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil cu norări și ploi slabe în Transilvania, Oltenia și nordul Moldovei. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în Banat, sudul Crișanei și în Carpații meridionali, cu viteze de 55 de kilometri pe oră. Pe creste, rafalele vor depăși 70-80 de kilometri pe oră. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților orientali. Izolat se va forma ceață. Mâine vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru începutul lunii octombrie. Transilvania, Muntenia, Moldova, Oltenia, Maramureș, Crișana și Banat se vor confrunta cu averse torențiale pe parcursul zilei. În unele zone, ploile vor fi însoțite de fenomene electrice, vijelii și posibil căderi de grindină. În restul țării cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Banat, sudul Crișanei și în Carpații meridionali, cu viteze de 55-65 de km pe oră, iar pe creste rafalele vor depăși 70-80 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 29 de grade. Să vedem acum ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, vremea se menține frumoasă cu soare și temperaturi ca în toiul verii. Se vor înregistra 29 de grade în Călăraș și 26 în Târgoviște. În Transilvania, temperaturile se mențin ridicate, iar cerul va fi variabil, local apar norări accentuate și ploi însoțite de fenomene electrice. Vor fi 27 de grade în Brașov și 24 în Alba Iulia. În Moldova, cerul va fi variabil mai mult senin, iar temperaturile vor fi în continuare plăcute. Mercurul din termometre va arăta 26 de grade în Galați, iar în Piatra Neamț 23. În vestul țării, atmosfera se schimbă, vor fi și norări accentuate și nu vor lipsi nici ploile. Termometrul va indica 22 de grade în Reșița, la fel și în Timișoara. În Oltenia, vremea va fi capricioasă, pe de o parte cu soare și vreme frumoasă, dar local cu ploi însoțite de fenomene electrice. Vor fi 26 de grade în Craiova, în timp ce la Drobeta sunt anunțate 22. În Dobrogea se menține vremea frumoasă și însorită, cu temperaturi plăcute de toamnă, termometrele vor înregistra 25 de grade în Constanța și 24 în Tulcea. În capitală, vremea a fost frumoasă și însorită, vântul a suflat slab spre moderat, iar maxima zilei a urcat până la 26 de grade. Pe parcursul nopții, cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 10-12 grade. Mâine, în București, temperaturile continuă să crească. Vremea va fi mult mai caldă decât este normal pentru data din calendar. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima zilei va urca la 27-28 de grade. La munte, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru începutul lunii octombrie. În Carpații occidentali, cerul va avea norări accentuate și va ploua, iar cantitățile de apă pot depăși 15 litri pe metru pătrat. În restul zonei montane, cerul va fi variabil cu norări și ploi trecătoare, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele Carpaților meridionali, unde rafalele pot depăși 70-80 de km pe oră. În Semenic vor fi 13 grade, iar în Brașov 27.